De unde vine apa de la robinet, unde ajunge și unde se revarsă? Sunt întrebările la care micuții grădiniței cu program prelungit Ion Creangă au primit răspunsuri cu ocazia vizitei la stația de epurare de la Slatina. Ca întotdeauna, compania de apă Oltes, atât de unități de învățământ și de elevii și preșcolarii din municipiul Slatina, dar și din județul Olt. E bine, în aceste două zile, prime două zile de vizite din anul școlar care tocmai a început, avem pe prichindei de la grădinița cu program prelungit Ion Creangă din municipiul Slatina. Sunt aproximativ 100 de copii care ne vizitează și cărora le prezentăm așa pe scurt povestea apei. Le facem și un pic de educație, le spunem ce nu trebuie să arunce în vasul de toaletă sau în ghiuvetă, le povestim despre cum noi aici la stația de depurare curățăm apa, pentru ca atunci când ajunge în emisar, adică în râul Olt, de unde nu o bem, ci o revărsăm. Reprezentanții CAO le-au arătat copiilor întreg procesul de purificare a apei reziduale și le-au explicat pe înțelesul micuților întreg procesul de epurare. Cei mici ajung să cunoască povestea apei și să vadă ceea ce face compania de apă pentru municipiul Slatina și pentru celelalte orașe și comune acolo unde suntem prezenți, dar pot învăța și despre ceea ce înseamnă să avem grijă de natură, să protejăm, să economisim apa și resursele naturale. Colegii mei de aici le-au explicat întreg procesul tehnologic pe înțelesul lor, au făcut cunoștință cu bacteriile prietenoase care curăță apa, dar și cu mascota companiei de apă PIC, care este deja un personaj îndrăgit, nu doar pentru cei mici, și pentru cei mari atunci când vin în vizită la compania de apă Olt. Potrivit reprezentanților companiei de apă Olt, toate unitățile de învățământ din Slatina sunt așteptate în vizită la stația de epurare în cadrul programelor Săptămâna Verde și Școala Altfel.